Haideți să deschidem Biblia la Evanghelia după Luca, la capitolul al 10-lea. Evanghelistul Luca, în capitolul al 10-lea, ne prezintă un episod cunoscut de la versetul 38 la versetul 42. Titlul predicii din această dimineață este Slujește-L cu bucurie pe Iisus. Puteți să puneți pe videoproiector schița predicii, pentru că acolo avem și... Așa, acolo avem și textul. Slujește-L cu bucurie pe Iisus. Predica nu-i doar pentru cei trei care au fost ordinați în slujba de diacon, nu-i nici pentru cei care deja sunt diaconi sau prezbiteri în biserica noastră sau păstori. Nu-i pentru noi, că dacă ar fi fost pentru noi, ne întâlneam în biroul bisericii, discutam ce aveam de discutat, ci mesajul din această zi e pentru fiecare dintre noi. Acest slujește-L cu bucurie pe Iisus e valabil pentru fiecare persoană din locul acesta. Și vom privi în această zi la o persoană care se află în apropierea lui Iisus, la o femeie cu numele Marta, care îl invită pe Iisus în casa ei și totuși ea ar vrea să-L slujească, dar nu-L slujește cu bucurie, îl slujește cu nervi, cu supărare, cu frustrare, cu amărăciune, dar totuși îl slujește. Cum se întâmplă cu unii care vin și slujesc și fac lucruri, dar parcă o fac cu supărare și câteodată cu frustrare. Și să știți că asta e valabil pentru noi toți, în frunte cu mine câteodată. Așadar, hai să citim cuvântul lui Dumnezeu, versetul 38. Pe când erau pe drum cu ucenicii săi, când Domnul era pe drum așadar cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat, probabil în Betania, și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Biblia spune că această casă era casa Martei. Dar noi știm că probabil în aceeași casă mai avem încă doi frați ai Martei. Nu vă pun să spuneți despre cine e vorba, că sunt absolut convins, voi cunoscând bine cuvântul lui Dumnezeu, știți că e vorba de Maria și Lazar. Și că tot în această casă, sau tot în această familie, Mântuitorul Iisus face o minune, una dintre cele mai cunoscute dintre miracole, și anume învierea lui Lazar. Și spune Biblia că această Marta avea o soră numită Maria, versetul 39, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele ei. Acum, Maria apare în Biblie de trei ori și de fiecare dată apare la picioarele Domnului Iisus, închinându-se lui, bucurându-se de cuvintele Domnului Iisus. Versetul 40 spune că Marta era împărțită cu multă slujire. A venit de repede la el, adică la Domnul Iisus, și i-a zis: uitați-vă la ton. Eu nu trebuie să fii mare expert în citit ca să-ți dai seama de tonalitate, de felul în care vorbește. Și după ton îți dai seama dacă omul e fericit sau nu. Și după expresia feței. Tonul și expresia feței. Limbajul non-verbal, de cele mai multe ori, transmite mai mult decât limbajul propriu-zis. Vă dau un exemplu. Dacă eu vă spun astăzi, sunt așa de bucuros că sunt această zi aici. Păi ce înțelegeți din asta? Că aș fi bucuros? Nu, dimpotrivă. Observați? Marta, care era împărțită cu multă slujire, și o înțelegem, stimate surori, doamne, cred că o înțelegeți mai bine pe Marta, dar cred că vă este imposibil la ce condiții aveți voi astăzi acasă să o înțelegeți pe Marta. Pentru că în vremea aceea, inclusiv pâinea trebuia făcută în cuptor acasă. Poate surorile mai în vârstă își mai aduc aminte cum făcea bunica mâncare. Ei, condițiile erau mult mai grele. Nu existau toate condițiile de astăzi. Poate că unii vă gândiți că ar fi putut să comande mâncare cu Glovo sau știu eu. Treburile astea nu existau atunci. Ea a venit la Iisus în contextul în care trebuia să facă mâncare pentru atâția oameni. Am făcut un calcul. Mi-au ieșit 15 oameni. Nu-s prea bun la matematică, numărați voi mai bine. Oricum, să faci atâtea porții de mâncare nu era ușor. Abur, căldură, țineți cont de clima de acolo. Și o văd pe Marta, că vine, Maria care stătea, se ruga, se bucura, asculta predica și ea săraca trebuie să facă toată mâncarea. Cred că surorile empatizează cu ea. Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură
Știți de câte ori n-aud propoziția asta în biserici? Nu zic la Lumina, în alte biserici. Numai eu slujesc aici. M-a lăsat să slujesc singur. Nu-ți pasă că m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să mă ajute. Evident, după ton, deci nu, nici nu trebuie să citesc eu așa. Uitați-vă la cum, la cuvinte și evident tonul. Zi, dar să mă ajute. Și următorul verset. Versetul 41. Trebuie răspuns, Iisus i-a zis. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Îs două boli ale lumii de astăzi. Îngrijorarea, adică frica zilei de mâine, și frământarea. Știți ce e frământarea? Stresul. Deci astăzi orice boală am avea, dacă mergi la doctor, îți spune una din cauze e de la stres, zice. Nu vezi bine cu un ochi, e de la stres. Ți s-a amorțit mâna, e de la stres. Îți pică părul, e de la stres. Orice e de la stres. Mai ales dacă slujești și câteodată slujești singur și te trezești că trebuie să faci, e stresat. Îngrijorarea și stresul. Dar un singur lucru trebuie. Ce trebuie? Maria și-a ales partea cea bună, care trebuie și care nu îi se va lua. Nu îi se va lua. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Că mâncarea o luăm noi imediat și o mâncăm. Dar Maria și-a ales ceva, ce va rămâne și după ce moare și după ce pleacă din lumea asta. Tot timpul petrecut în prezența mea, toate cuvintele mele, pentru că Domnul spune în altă parte că omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Și acest cuvânt care vine de la Dumnezeu rămâne. Amin. Am zis amin că am terminat citirea textului. Titlul predicii, vă reamintesc, este Slujește-L cu bucurie pe Iisus. Și vom privi subiectul acesta, după cum veți observa pe videoproiector, din trei perspective. Și ne vom întreba, bun, dacă acest slujește-L cu bucurie pe Iisus e un imperativ, adică e o poruncă, e ceva ce trebuie să facem, nu e o opțiune, cum se face că sunt așa de mulți triști în bisericile noastre? E așa de mare bucurie pentru noi că avem o grămadă de camere de filmat, nu le-am numărat acum pe toate, avem și fixe, și mobile, și imobile, și... Câteodată m-am gândit că ar fi așa de fain să avem camere pentru adunare, pentru biserică, să vedeți cam cum arătăm. V-ați uitat pe net, ați văzut pe net că se văd foarte multe programe online și dacă vă uitați, de multe ori parcă e priveg. Zic, bă, dar ce priveg e aici? Dacă n-auzi bine, te uiți, a, nu-i priveg, e sărbătoare. Cum se face că noi credem în învierea morților, noi credem că... Omul care are credință în Iisus Hristos, prin credința lui va învinge moartea, adică noi nu credem că viața asta se va încheia cu o înmormântare, ci cu o înviere din morți. De-aia am o adevărată alergie când îi aud pe unii păstori spunând la înmormântări, conducem pe fratele sau pe sora pe ultimul drum. Nu, ultimul drum nu e la care mergem spre mormânt. Ultimul drum e de la mormânt înspre cer, în ziua învierii. Deci având în vedere că noi avem această credință și acum pe urmele lui Iisus în setul de predici început, ne apropiem de momentul în care vom celebra învierea și dacă Dumnezeu ne ține cu viață și sănătoși, să vedeți de Paști câți oameni o să fie la adunare și vom sărbători împreună învierea Domnului Iisus Hristos. Și cum se face totuși că sunt așa de mulți triști? Că dacă te uiți în biserică, domne, în frunte cu fratele păstor, care e cauza? Întrebarea pruncilor. De ce? Dar de ce? Apoi vom vedea care sunt manifestările tristeții. Că tristețea are manifestări ciudate și diverse. Eu am găsit 4, da? Să vedem, poate vă zic numai 3, în funcție de cât de mult o să aleg să lungesc predica din această zi. Și apoi vom vedea la final, chiar la final, vindecarea de tristețe. Dar eu vă spun așa, asta e ca un fir roșu pe tot parcursul predicii, o să pomenesc de această vindecare. Da? De fiecare dată, chiar și când vom vedea manifestările tristeții,
celor care trebuie să-L slujească pe Iisus. Și acolo o să ne oprim, o să poposim și o să vedem de fiecare dată varianta pozitivă, adică vom vedea care este soluția lui Dumnezeu. Am ajuns la o concluzie, acum de atâția ani slujind. Am ajuns la concluzia asta teologic din vremea în care am început să studiez temeinii Cuvântului lui Dumnezeu, adică din timpul facultății de teologie, de la 20 de ani. Dar, practic, știți cum e? Crezi unele lucruri teoretic, practic, nu? Parcă zici, mă, o fi și o altă variantă. Am ajuns la concluzia că noi, oamenii, nu putem să-L slujim pe Dumnezeu și nu avem puterea să-L slujim pe Dumnezeu cu bucurie. De aceea Biblia spune că una din roadele Duhului Sfânt în noi este bucuria. Pentru că noi oamenii suntem incapabili să-L slujim pe Dumnezeu cu bucurie. Incapabili să-L slujim pe Dumnezeu, punct. Nu mai spun cu bucurie. Că noi suntem creați de Dumnezeu ca să-L slujim pe El. Că există planul acesta. Am fost creați cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că există în noi această nevoie de a sta la dispoziția lui Dumnezeu, pe de o parte, dar pe de altă parte descoperim întotdeauna când ne apucăm noi să facem ceva, că nu putem. Și rămânem blocați. Pe de o parte în noi există dorința asta de a-L sluji pe Dumnezeu, pe de o parte în tine există dorul acesta după rugăciune, după lucrurile spirituale, după Dumnezeu. Realizez că lumea asta nu se rezumă doar la lucruri materiale și palpabile și că, așa cum îi spune Domnul Martei, Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se valua, adică partea spirituală care contează mai mult decât asta materială, dar pe de altă parte îți vine să spui ca apostolul Pavel, iată că vreau să slujesc, dar răul stă lipit de mine, iată că vreau să mă botez în apă, dar nu pot să fac partea asta, pasul acesta, iată că vreau să mă las de acest păcat, dar parcă nu pot să mă las de el. Pe de o parte, aș vrea să-L slujesc pe Dumnezeu, aș vrea să fiu mai implicat, aș vrea să mă dăruiesc mai mult, aș vrea să fiu mai generos, aș vrea să fiu mai pocăit, dar nu știu cum se întâmplă că știu, simt, trăiesc asta în mine, e mai mult decât un simplu sentiment, știu că sunt creat pentru mai mult decât aici și acum, știu că trupul meu și că viața mea nu se rezumă la trupul meu, dar ciudat, nu pot. Și această bătălie e formidabilă. Vreau să-L slujesc cu bucurie, cum v-am zis vouă, dar nu putem. Și în sensul ăsta am pregătit o ilustrație. Sper să-mi iasă. O să vă ilustrez în modul cel mai practic. La un moment dat când ne gândeam dacă ar fi să le dăruim celor pe care ordinăm ceva astăzi, eu am zis la un moment dat o Biblie. Dacă careva din bord a zis, măi, au Biblie, că dacă n-aveau Biblie, nu-i ordinam. Diplome, ce să le mai dăm diplome? Sunt din ăștia care se blindează cu diplome. Nu știu, am văzut pe unii, au un birou, atâtea diplome, de la grădiniță până la ultima școală terminată. Le mai dăm și noi o diplomă acum în plus. Apoi m-am gândit că ar fi bune, uite, mănușile astea. Astea sunt mănuși, bărbații știu despre ce vorbesc. Îs create pentru muncă. O să folosesc mănușa asta ca să ilustrez incapacitatea noastră a oamenilor de a-L sluji pe Dumnezeu. Pe de o parte, noi suntem creați să slujim pe Dumnezeu, pe de altă parte, descoperim că nu putem. Ia gândiți-vă în felul următor. Ține în mână această mănușă care a fost făcută ca să lucreze. E mănușă pentru lucru. Vă întreb. Mănușa asta va lucra dacă îi voi spune să lucreze? Hai să încercăm. Îi zic, mănușă, ai fost făcută să lucrezi? Lucrează. Ridică Biblia. Nu se întâmplă nimic. Poate că mănușa asta are nevoie de încurajare. Hai să zicem, să încurajăm. Poate ar trebui să-l chem pe pianist, dar nu, lăsăm pe pianist. Să-i cânte în surdină și o să-i țin un discurs motivațional. Știu că poți. Ești făcută să muncești. Muncește.
Nimic. Poate că ar avea nevoie de învățare, sau să zicem ucenicizare. Știți? Că am văzut că unele biserici merg pe asta. Mă, oamenii trebuie învățați. Să zicem, uite, ca să muncești, trebuie să faci așa. Am învățat-o. Tot nimic. Vedeți? Mănușa asta a fost făcută să muncească. Și poate ne gândim că ar munci mai bine dacă ar avea, cum zicem noi, părtășie. Uite, de-aia am mai pregătit mai multe mănuși. Să aibă părtășie. Hai să zicem, mănușă, acum că ai cine să te încurajeze și cine să te însoțească, ridică Biblia. Tot nimic. Știți ce descoperim? Că mănușa asta, haideți să o iau, seamănă foarte mult cu noi, oamenii, care vrem să-L slujim pe Dumnezeu. Dar suntem incapabili să o facem. Chiar dacă am fost creați să slujim. Așa cum mănușa asta a fost făcută să muncească, ea nu va munci până în momentul în care, cineva va lua, o mână vie va lua mănușa și va acționa prin ea. Exact la fel se întâmplă cu noi. Noi cei care suntem credincioși, noi cei care vrem să slujim pe Dumnezeu, noi cei care descoperim în noi înșine că vrem, dar nu putem. Pe de o parte suntem creați să slujim pe Dumnezeu, pe de altă parte descoperim în noi această incapacitate totală. Pentru ca Dumnezeu să lucreze, pentru ca tu să poți să slujești, e nevoie să stai la dispoziția lui Dumnezeu ca El prin Duhul Sfânt să lucreze prin tine. Altfel, poți asculta discursuri motivaționale câte vrei. Poți fi ucenicizat, că avem un departament de ucenicizare și dacă ne ajută Dumnezeu, încercăm să îl dezvoltăm lucrarea asta și să vă spunem, uite, trebuie să faci pasul 1, măi, ăsta nu-i destul de trăinuit, am auzit și treaba asta. Și trebuie și asta. Poți avea părtășie cât vrei. Poți avea în jurul tău oameni care să spună, hai că poți. Pentru ca să slujești, e nevoie ca mâna lui Dumnezeu să lucreze în tine și prin tine. Pentru că noi oamenii, prin forțele noastre, suntem incapabili să slujim pe Dumnezeu cu bucurie dacă nu coboară El în viața noastră prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Acum am terminat faza asta, trebuie să mut de aici, că altfel tot timpul predici o să vă uitați numai la mânușile astea. Aș vrea să privim mai departe la Cuvântul lui Dumnezeu și ne vom uita, așa cum v-am anunțat, la cauza tristeții. La motivul pentru care unii dintre noi îl slujim pe Dumnezeu, dar triști, fără niciun fel de bucurie, la fel ca Marta. Vom vedea împreună că sunt câteva cauze și prima cauză pe care am văzut-o și deja am pomenit-o este stresul și îngrijorarea. Dar le-am luat împreună că ele merg întotdeauna împreună, merg mână în mână. Stresul are de-a face cu ziua de astăzi, îngrijorarea e stresul pe care îl trăim anticipat. Se leagă de ziua de mâine. Vedeți? Niciodată nu ne vom prăbuși sub povara zilei de azi dacă nu cumva nu vom și adăuga povara zilei de mâine. Vă mai spun ceva. Îngrijorarea nu ne oferă niciodată sau nu ne ferește niciodată de amărăciunea zilei de mâine. Însă ne fură bucuria zilei de azi. Uitați-vă în textul nostru, în versetul 38, spune Biblia, ne prezintă pe Domnul Iisus și ucenicii Lui intrând în casa Martei și așa cum am spus, erau vreo 15 oameni. 15 oameni. Și Marta e cea care invită în casă, e cea care se asigură că fiecare stă la locul potrivit, e cea care se asigură că fiecare are tot ceea ce-i trebuie, fiecare lucru de care are nevoie și apoi se duce la bucătărie să rezolve problema asta. Știți care e problema ei? Ce anume îi creează acest,
această frământare. De ce Domnul Iisus îi spune, Marto, Marto, pentru multe te îngrijorezi și te frămânți tu? Știi ce anume o frământă? Ce anume creează asta? E faptul că Marta își asumă să facă lucruri care îi depășesc puterile, ba mai mult să facă lucruri pe care Dumnezeu nu îi le cere. Poate că n-ați auzit bine, de-aia am să vă mai spun o dată. Marta, spun cei mai mulți teologi, cercetători ai cuvântului lui Dumnezeu, era foarte tânără. Și de obicei, la vârsta tinereții, ne asumăm poveri care ne depășesc puterile. Și da, așa cum am zis, ar sluji pe Dumnezeu, e o povară care ne depășește puterea, dar o putem duce cu ajutorul, tot ajutorul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dar, câteodată ne asumăm să facem ceva ce Dumnezeu nu ne-a cerut. Și din cauza asta, Marta este tot timpul supărată, tristă, stresată. Și stresul e creat de cele mai multe ori de faptul că ne asumăm. Ok, trebuie să lucrăm. Și aici vreau să fac o paranteză. Noi oamenii am fost făcuți să muncim. Omul e creat de Dumnezeu ca să muncească. Nu-ți găsești fericirea în condiția umană dacă nu muncești. Biblia nu vrea să transmită aici în niciun caz că nu trebuie decât să stai la picioarele Domnului Iisus, să asculți predici, să te bucuri în rugăciune și în rest las că lucre altul pentru tine. Nu asta vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva a înțeles asta, să știe că a înțeles greșit. Dumnezeu când l-a creat pe primul om, știți ce i-a spus primului om? Acum odihnește-te în pace, te-am creat, te-am pus într-o grădină, ești în raiul lui Dumnezeu, de aici stai liniștit. Nu. Spune Biblia că Dumnezeu l-a pus îngrijitor, l-a făcut administrator peste grădina Eden. Ce înseamnă asta? Că munca face parte din condiția noastră omenească. În niciun caz Domnul Iisus nu o dojenește, așa cum o face blând pe Marta, pentru că ar fi muncit. Și dacă ești în această zi aici, aș vrea să spun ceva. Nu vei fi fericit niciodată dacă nu vei înțelege că a fi fericit înseamnă să și muncești. Voi n-ați băgat de seamă că atunci când nu muncim și când stăm și când mai ne lovește și lenea la un moment dat, cred că de seară despre asta se vorbește, atunci de obicei ne vin cele mai proaste idei și suntem cei mai nefericiți. Și facem cele mai prostești lucruri cu putință? Problema Martei nu că muncește, asta e hărnicia, e o calitate. Domnul nu dojenește, Marto, Marto, tu muncești. Ia stai și tu aici și toți să stăm liniștiți și apoi nu mai avea ce mânca. Nu asta vrea să spună Domnul Iisus. Problema Martei e că își asumă o povară pe care ea nu putea duce. Ia gândiți-vă, să faci cel puțin 15 feluri de mâncare, în loc să administreze lucrurile, să împartă treburile ce face Marta. Ea fiind un temperament puternic, să știți că nu întâmplător scrie Biblia că Iisus a intrat în casa Martei. Nu scrie în casa Mariei și nici în casa lui Lazar. Interesant, nu scrie casa lui Lazar, cu toate că el era bărbat acolo. Dar știți de ce? Nu scrie pentru că Marta îi șefa, în modul cel mai clar. Are temperamentul ăsta de lider, de conducător. Marea ei problemă e că nu știe să împartă treburile. Ea vrea să facă totul numai ea. Își asumă să facă totul numai ea. Numai eu știu cum să facem mâncare. Ieșiți din bucătărie. După aia e supărată că nu o ajută nimeni. Numai eu știu cum să face treaba asta aici. După aia niciunul nu m-a ajutat la nimic. Problema Martei că își asumă mai mult decât putea aduce. Nu spune Dumnezeu că nu trebuie să muncim. Ba, dimpotrivă, și fac paranteza asta că știu că există categoria asta de oameni care tot timpul se relaxează și acum mai ales generația asta tânără care a învățat așa, mă, nu trebuie să te stresezi prea mult. Vreau să vă spun ceva, dacă vrei să realizezi în viață, se poate doar prin muncă. Biblia spune lucrul acesta, numai că nu ți-asuma mai mult decât poți duce. Există și categoria asta care, mă, mi-am luat un job, mă mai duc la școală, mai am încă două joburi, alerg de dimineața până seara. Și după aia, sunt tot timpul supărat, tot timpul frustrat, tot timpul nemulțumit, tot timpul amărât. Da, ca să fiu fericit, trebuie să muncesc. Nu am cum să fiu fericit dacă nu muncesc, pentru că munca face parte din condiția fericirii umane. Nu poate fi omul fericit dacă nu mai stă și lâncezește. Dar, fiți atenți, nu vă asumați mai mult decât puteți voi duce. Și apoi,
Nu adăugați pe lângă stres. Bun, avem stresul zilei de azi. Nu mai adăugați pe lângă stresul zilei de azi povara zilei de mâine. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a pregătit o cantitate de har pentru fiecare zi. Știți ce spune Domnul Iisus? Aveți acolo în fața voastră Matei capitolul 6 și nu doar Matei capitolul 6, dar eu vă citesc din Matei capitolul 6. E acolo un fragment mai larg, dar eu am pus numai câteva versete pe videoproiector. Sunt textul de la versetul 19 la 34, dar voi în fața voastră aveți versetele 25, 26 și 34. De aceea vă spun, spune Domnul Iisus acolo, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă la ce haine de marcă să vă cumpărați. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Și nu, oare nu este viața mai mult decât îmbrăcămintea? Oare toată viața asta să fie numai această alergare bezmetică după hai să mai cumpăr o casă, hai să mai cumpăr nu știu ce în casă, hai să ne mai luăm o mobilă, hai să mai cumpăr nu știu ce? Oare nu-i viața mai mult decât să-ți mai cumperi o haină, dragul meu tânăr, care și aici în biserică visești ce Adidas o să-ți mai cumperi? Oare nu-i viața asta mai mult decât atât? Și continuă Domnul Iisus, zice, uitați-vă cu băgare la păsările cerului. Și comparația asta pe care Domnul o face mai întâi cu păsările cerului, după aia vorbește despre crinii de pe câmp. Aici n-am pus versetul acesta că erau prea multe, dar știți voi despre ce vorbesc. Zice, uitați-vă la păsările cerului. Nu se duc la job de dimineața până seara, dar nici nu le nevesc. Își văd de treaba lor rânduită de Dumnezeu și Dumnezeu le poartă de grijă. Tatăl din ceruri le poartă de grijă. Vreau să vă spun ceva apropo de păsările cerului. Știți că Domnul Iisus vorbește despre îngrijorare încă în două texte din Noul Testament. Pe lângă Matei capitolul 6 mai avem Matei capitolul 10 și Luca 12. Și vorbind despre păsările cerului, le zice acolo ucenicilor lui și celor care l-ascultau, le zice așa, de ce să vă îngrijorați? Nu poartă Dumnezeu de grijă și de vrăbii. Și întreabă în Matei 10 cu 29, nu se vând vrăbiile acelea, două vrăbii la un singur ban? Și totuși nici una nu cade fără ca Dumnezeu, Tatăl vostru din ceruri, să nu știe. Și apoi continuă în Luca, în capitolul 12 cu 6 și pare că matematica lui Iisus nu scârție. Dar nu scârție, e aici un mecanism comercial evreiesc. Pentru că zice în Luca, în capitolul 12 cu versetul 6, că 5 vrăbii se vând la 2 bani. Știți de ce spune că 2 vrăbii la 1 ban și 5 la 2 bani? Pentru că cine voia să cumpere 4 vrăbii, una o primea gratis. În plus. Și știți ce spune aici Domnul Iisus în Matei 12 cu 6? Zice, totuși, nici una dintre vrăbiile acestea nu cad. Fără ca Dumnezeu să nu știe. Ba mai mult, spune acolo în versetul 6, nici una nu este uitată de Dumnezeu. Așa zice, nici una nu este uitată. Nici măcar vrabia aia pe care tu o cumperi cu bani de nimic, ba, o primești și bonus. O primești gratis. Nici măcar aia nu e uitată de Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să fii în această dimineață aici și să-ți dorești să slujești pe Dumnezeu și te-ai îngrenat într-o mulțime de activități și ești în stânga și în dreapta și la job și acasă și trebuie să faci și de mâncare și ai o grămadă de activități și trebuie să vii la biserică și ești într-o grămadă de departamente, dar ai vrea să-L slujești pe Dumnezeu, dar nu poți să o faci cu bucurie. Totuși slujești, totuși vii, totuși te duci în parcare, totuși vii aici la biserică, totuși stai la camerele de filmat, totuși vii și dăruiești, totuși încă mai faci ceva, dar parcă ai obosit în toată alergarea asta ta și nu mai există niciun pic de bucurie. Și în viața asta ta nu ești în fiecare zi decât frământat, adică stresat și îngrijorat. Și pe lângă povara zilei de astăzi, te-ai pus și povara zilei de mâine. Ascultă-mă bine. Biblia spune, Domnul Iisus spune, ajunge zilei în cazul ei. Știți de ce spune Domnul asta? Pentru că Dumnezeu a pregătit pentru fiecare zi cantitatea de har de care avem nevoie. Noi de multe ori ne gândim așa, mă, dacă eu aș trece prin necazul ăla, nu cred că l-aș putea duce.
aduce. Da, astăzi nu l-ai putea aduce. Dar dacă Dumnezeu va îngădui mâine, pentru mâine, Dumnezeu a pregătit cantitatea de har necesară. Nu căuta binecuvântarea lui Dumnezeu pentru voia ta, ci caută voia lui Dumnezeu pentru că ea este deja binecuvântată. Nu alerga gândindu-te, mă voi duce acolo și acolo și mi-am făcut planul ăsta și celălalt. Ascultă-mă bine, Dumnezeu a pregătit pentru fiecare zi cantitatea de har necesară. De aceea spune Biblia, ajunge zilei necazul ei. Motivul pentru care avem o viață parcă tot timpul searbădă. Și văd asta și la cei din Occident, unde e multă prosperitate. Și România, cu cât devine mai prosperă, parcă suntem, cu cât suntem mai prosperi, cu atâta suntem mai stresați și mai îngrijorați. Și în loc să fim mai bucuroși, suntem mai triști. De ce? Pentru că ziua de mâine ne fură bucuria zilei de azi. Gândurile acestea, dar dacă pierd banii ăia? Dar dacă nu o să pot plăti rata la bancă? Dar dacă nu o să pot rezolva? Zice Mark Twain, un celebru autor american, sunt un om bătrân, zicea el, și pentru cele mai multe lucruri pentru care m-am îngrijorat, nu mi s-au întâmplat niciodată. Anticipăm cele mai multe nenorociri. Parcă suntem televiziune de știri. Ăștia tot timpul anticipă câte o apocalipsă, câte o nenorocire, câte un război. Dumnezeu a pregătit cantitatea de har necesară. Mă uit câteodată la cei care trec prin cancer, care trec prin boli, prin nenorociri. Mă uit la ei astăzi și mă gândesc, Doamne, dacă eu va trebui să trec prin aceeași nenorocire astăzi, la cum sunt, nu cred că aș putea să o duc. Dar Dumnezeu zice, dacă mâine voi îngădui să treci prin asta, eu am pregătit pentru ziua de mâine puterea să treci prin asta. Nu te îngrijora. Noi ne uităm la unii dintre cei care vin aici și sunt aici în fața noastră ca un exemplu. Îi vedem venind în fiecare duminică, unii în căruciorul cu rotile, alții cu mare greutate și ne gândim, dacă aș fi în acea situație, nu știu dacă aș putea să trec. Astăzi n-ai putea să treci, dar dacă mâine Dumnezeu va îngădui, Dumnezeu când îngăduie, pregătește odată cu necazul, spune Biblia, odată cu ispita, dar cuvântul folosit acolo e încercare, odată cu încercarea, El pregătește și calea de ieșit biruitor din ea. Slăvit să fie Domnul pentru asta. De aceea, dragii mei, prima cauză este stresul și îngrijorarea. Răspunsul la asta e salutul nostru al pocăiților. Știți care e salutul nostru? Nu mai aduceți aminte. Pace, zice unul. Pace, mai zice careva. Pacea Domnului. Pace. Dar știți cum suntem noi? La noi e mai mult lasă-mă în pace. Mai mult dăm pace. Cum zice Bihoreanu. Biblia vorbește de aproximativ, n-am numărat asta, de aproximativ 400 de ori vorbește despre pace. Știți că Ierusalim înseamnă orașul păcii? Că Domnul Iisus este numit Prințul Păcii? Știți că după înviere și urmează, dacă Dumnezeu ne ține cu viață, peste câteva săptămâni să celebrăm învierea, după înviere, de fiecare dată când Mântuitorul apare în mijlocul ucenicilor Lui, le spune pace vouă. Știți că în Biblie Dumnezeu e numit de 6 ori Yahweh Shalom, Dumnezeul păcii. Și știți că în această dimineață aici există această manifestare a Dumnezeului păcii și când spun pace, pacea nu înseamnă liniște. În Biblie pacea nu înseamnă liniște, nu. Pace înseamnă împăcare, împăcare cu tine însuți, împăcare cu ceilalți și mai ales împăcare cu Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să fii într-o stare de liniște, dar total lipsit de pace, fără să fii împăcat cu tine, fără să fii împăcat cu ceilalți și mai ales fără să fii împăcat cu Dumnezeu. Și dacă ești în biserică în această zi, ești liniștit, dar în adâncul ființei tale e atât de multă agitație, sunt lucruri în mintea ta, în gândul tău, care nu-ți dau liniște și pace sufletească. Nu ești împăcat cu soarta ta, nu ești împăcat cu problemele prin care trebuie să treci și mai ales poate ai senzația că Dumnezeu a uitat de tine, că Dumnezeu te-a părăsit, că ești într-o situație conflictuală chiar cu tine însuți. Vreau să vă spun în această dimineață, Yahweh Shalom, Dumnezeul păcii, e prezent aici. Mă simt în această dimineață la lumina ca Gedeon altădată, când speria
iad, când realizând că stă în fața lui Dumnezeu, se prăbușește și Dumnezeu se prezintă: Eu sunt Yahweh Shalom, nu te teme, sunt Dumnezeul păcii. Dumnezeul acesta al păcii, indiferent de circumstanțele prin care treci, te poate ajuta să-L slujești cu bucurie. Și dacă ești la pământ în această zi, Dumnezeul păcii te poate ridica. Eu ca pastor nu pot decât să-ți dau pace, să te salut cu pacea Domnului, dar n-am pacea aceea despre care spune Biblia că depășește orice pricepere. Și indiferent de circumstanțele prin care treci, pacea asta vine doar de la El, prin Duhul Sfânt. Amin. Da, și suntem numai la primul subpunct. Nu mai zici nimeni amin. Pune-te, rog, următorul punct. A doua cauză. Absența unor preocupări spirituale. Problema tristeții Martei e faptul că preocupările ei nu sunt de natură spirituală, ci sunt, în primul rând, de natură materială. Așa cum v-am zis, Maria îl poate sluji pe Iisus cu bucurie, pentru că stă la picioarele Domnului Iisus. De trei ori apare în Biblie și de fiecare dată, aici în Evanghelie, stă la picioarele Domnului Iisus. De aceea Domnul o mustră pe Marta, dar o dojenește blând. Îi spune: Marto, Marto, pentru multe lucruri te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Când am fost în Canada, am văzut un panou publicitar într-o zonă cu foarte mulți români. Bine, în Canada există și o categorie de români, nu cam cum sunt în Europa, e o categorie ceva mai diferită. Am văzut un panou pe care scria: Acest panou va fi și mâine aici. Dar tu? În primă fază m-am gândit că s-ar putea să nu fie și panou a doua zi. Ar fi putut să dispară și el. Dar nu în Canada, dacă era în Europa. Știți, Domnul Iisus spune: Maria și-a ales partea care nu îi se va lua. Tu, Marta, ți-ai ales partea care ți se va lua. Care e partea care nu ți se va lua? Spun lucrurile acestea așa mai greoi, nu pentru că n-aș putea să vorbesc destul de repede, ci pentru că aș vrea să mă înțelegeți. În viața asta totul ni se ia, totul. Frumusețea ți se ia odată cu trecerea timpului. Banii ți iau toți. Începând cu ANAF-ul. Nu zicem de biserică nimic. Moștenitorii așteaptă. Într-o zi îți vor fi luați. Casa, ai făcut-o, e faină, îți place? Ți se va lua. Mașina, ai muncit, e tare? 2 săptămâni până o zgârie unul într-o parcare. Ți se va lua. Chiar și cei dragi, într-o zi te vei despărți de ei. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Îmi place să stau de vorbă cu oameni aflați la o vârstă înaintată, despre care știu că se apropie de porțile raiului, de porțile veșniciei. Oameni credincioși. Mi-aduc aminte, în urmă cu ani de zile, am stat de vorbă cu un frate care avea 90 și ceva de ani și care fusese cel mai tare meșter din satul ăla. Știți că în fiecare sat ăsta e meșterul. Și omul ăsta a făcut aproape jumătate din sat, el a fost meșter la casele lor și acum, stând aproape de moarte, în proximitatea morții, la granița dintre viață și moarte, nu-și mai aducea aminte de casele făcute, nici de faptul că era cel mai tare meșter, își aducea aminte doar că lucra la biserică. Asta își aducea aminte. Cum a făcut el, cum a pus acoperișul, din tot ceea ce făcuse, asta își aducea aminte. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se evalua. Noi suntem ca niște copii. Îi vedeți pe copii când obțin ceva, cum stau, mă, au un simț al proprietății extraordinar. Unii dintre noi rămânem toată viața așa, cu mâinile încleștate pe lucruri materiale. E al meu. Eram mic, ziceam și povestea, ursuleț de catifea, ce să dă, nu să mai ia. Ba să ia. Rapid. Toate ți se vor lua. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Tu ce parte alegi? Tu ce parte alegi?
Strângem lucruri. Eu v-am mai spus aici și de câte ori mă duc la înmormântări, mi-aduc aminte, unul dintre cele mai șocante momente pe care le-am trăit ca păstor a fost atunci când am văzut într-o familie în care erau doi, soț și soție, care n-au avut copii și care au ajuns la o vârstă înaintată și au murit unul după altul, la câteva săptămâni, unul după altul, și am văzut ce au rămas în urma lor. Neamurile despre care nici nu știam că există, pentru că atunci când oamenii ăștia erau bolnavi, nu i-au vizitat niciodată. Dar în momentul în care s-au apropiat trecerea lor, imediat, din pământ, de nicăieri, au apărut neamurile. Și în casa lor, când m-am dus, după ce trecuse unul dintre ei, când am ajuns la al doilea priveg, la vreo câteva săptămâni, am văzut o cutie mare de carton și în cutia aia au pus lucruri pe care n-aveau nicio valoare pentru neamuri. Neamurile luau fiecare ce puteau. Unul câte o mobilă, unul câte o canapea, ce puteau lua de pe acolo. Dar în cutia de carton erau pozele lor din tinerețe, de la nuntă, poza lui din armată, poza ei nu știu de când, de la școală, și din toată viața lor 5-6 poze și cutia de carton. Și acum neamurile, care erau neamuri îndepărtate, se luptau care să pună mâna pe bucată de pământ, pe casă, pe ce puteau să ia. Pentru că oricât ar fi de dureros, totul ți se ia în lumea asta. Pentru că din momentul în care vii în lumea asta, asta e condiția cu care vii. Nu ești decât un simplu administrator, tu ești administratorul casei tale, ai certificat de proprietate, dar nu e al tău, că într-o zi vei muri și nu va mai fi casa ta. Am strâns lucruri care am crezut că vor rămâne ale noastre pentru totdeauna, le ținem în brațe, având senzația că vor fi ale noastre pentru totdeauna, dar toate ni se duc, de la frumusețe la bani, de tot ne despărțim în lumea asta, un singur lucru rămâne, Hristos rămâne. De aceea spune Domnul Iisus, când îi spune Martei: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânzi tu, Maria și-a ales partea cea bună. Care a fost partea cea bună? Cât de mult stai la picioarele lui Hristos, cât de mult te rogi, cât de mult asculți cuvântul lui, cât de mult faci pentru sufletul tău, toate lucrurile acestea rămân, toate celelalte sunt lucruri care se duc. Dar voi nu vedeți că dacă stăm să sinceri, și hai să fim sinceri, nu vă spun acum povești nemuritoare. Dacă să facem un calcul între gândurile noastre, câte se leagă de ceea ce rămâne și câte se leagă de ceea ce se duce. Cele mai multe se leagă de ceea ce se duce. De dimineața până seara ne gândim: bă, să mai fac aia, să mai fac aia, să mai fac aia, să mai fac aia, să mai fac aia. Și Domnul se uită la noi și zice: pune loc de Marta, pune numele tău. Eu pun Adi. Adi, Adi, pentru multe te frămânți și te îngrijorezi tu. Dar un lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Aia nu se ia niciodată. Cine să-ți fure rugăciunile? Nimeni. Cine să-ți fure credința în afară de tine? Nimeni. Cine să-ți fure lacrimile rugăciune? Nimeni. Cine să fure ce ai făcut pentru Dumnezeu? Nimeni. A treia cauză. Pentru că am spus că mai există o cauză, e exagerarea nevoiei de apreciere. Dați-mi voie să vă spun, stimate doamne, domnișoare, preiubite surori, că unul din motivele pentru care cred că Marta era așa plină de har, de elan, de zel, de dorință, de râvnă, de a face lucruri, e dorința ei de apreciere, pentru că toți avem nevoie asta de semnificație. Marta se identifică nu cu ceea ce este, cu ceea ce face. Cu mulți dintre noi ne identificăm nu cu ceea ce suntem, ci cu ceea ce facem. Mai ales în societatea consumeristă și materialistă în care trăim. Domnul inginer, domnul pastor, domnul, doamna bucătăreasă, ea e Marta, asta e șefă, asta știe ce face, asta le organizează, domne. Ia-i. Nevoia asta de semnificație și de apreciere ne face să ne asumăm poveri pe care nu le putem duce și poate nici Dumnezeu nu ne pune să le ducem. Există în noi această exagerată nevoie de a fi apreciat și de a găsi sens. Toți avem nevoie să ieșim cu ceva în evidență. Fie că recunoaștem, fie că nu recunoaștem. Suntem exact ca niște copii. Marta a ales să fie apreciată nu pentru ceea ce este, ci pentru ceea ce face. Mă gândesc acum, tot așa, îmi venea în minte o soră în vârstă de 80 și ceva de ani, dintr-o biserică pe care am păstorit-o mai de mult, care îmi zice: frate, zice, toată viața eu am fost o bucătăreasă, n-am făcut decât să fiu sluga familiei mele.
Zice, câtă vreme încă mai puteam face de mâncare, mai făceam cozonaj de sărbători, mai veneau prunci, mai veneau nepoți. Acum că-s bolnavă, că abia mă mai mișc, amu nu mai vine nimeni. Pentru că dacă oamenii stau lângă tine pentru ceea ce faci, nu pentru ceea ce ești, la un moment dat, când nu mai poți să faci, vor dispărea. Iar nevoia noastră de apreciere sau nevoia noastră de semnificație ne face de foarte multe ori să fim cu un exces de zel prostesc. Exact la fel ca Marta. Și Domnul se uită la ea și se uită și la noi și spune: Marto, Marto, pentru multe te frămânți și te îngrijorezi tu. Dar numai pentru lucrurile care contează nu te-ai frământa și nu te-ai îngrijora. A vrea să văd, să vedem împreună care sunt manifestările bolii și cu asta mă voi apropia de sfârșit. Vi le spun care sunt manifestările tristeții în rândurile noastre, dar așa cum a fost în cazul Martei, veți vedea că sunt valabile și pentru noi astăzi. Versetul 40, de fapt versetul 40 îl vedem la toate punctele. Sunt patru puncte, dar la primele trei, că al patrulea nu o să-l mai prezint. Spune Biblia că Marta era... cuvântul folosit acolo și subliniat. Vedeți? Care e cuvântul, ziceți voi? Împărțită. Știți că în grecește, ăsta e cuvântul pentru îngrijorare. Pentru că îngrijorat înseamnă împărțit. Împărțită. Ce înseamnă cu împărțită? Înseamnă că era treia să fie atentă și la felul 1 și la felul 2 și la desert și la pâine și la cuptor și în stânga și în dreapta, încât nu mai știa în ce direcție să o apuce. Ca mulți dintre noi astăzi. Avem atât de multe lucruri de făcut încât nu ne mai putem concentra asupra niciunuia cum trebuie. Suntem împărțiți, zăpăciți, cu capul în ori. Nu te mai poți concentra la nimic. Suntem ca unii dintre muncitorii din România care fac gălăgie și te uiți la ei seara, zici, bă, câtă gălăgie, fum, praf, și când mergi, de fapt, n-or făcut nimic. Dar gălăgie, o da cu bor mașina... Nu, no, ce-i? Nimic, tot așa, tot acolo. Asta e una dintre manifestările tristeții. Această împărțeală, această zăpăceală, nici nu știu cum să o numesc. S-ar putea și tu să fii exact în aceeași categorie. Tu vrei să-L slujești pe Dumnezeu, dar ești împărțit. Și nimic nu iese cum trebuie. Doi. Agitație, neliniște. Marta era împărțită cu multă slujire și uitați-vă, ce-i subliniat acolo? A venit cum? Repede. Știți vorba aia? N-are stare. N-are stare. A venit repede. E agitată. Pentru că a doua manifestare a tristeții e această continuă agitație. Unii sunt agitați și aici la biserică. Și nu mă refer neapărat la o agitație fizică. Cu toate că și asta e valabilă câteodată. Nici aici la biserică nu poți să stai liniștit. Chiar și în clipa asta. Mintea ta e bombardată. Ce o să fac? Ce o să fac? Cum o să rezolv? Cum fac aia? Treaba aia la altă? Și cum o rezolv pe aia? Și cum fac cealaltă? Ai atât de multă treabă încât nici măcar în timpul predicii nu-ți mai poți găsi liniște. Și eu văd asta. Vă văd foarte bine. Și chiar dacă nu atrag atenția, câteodată mai atrag atenția, mai fac câte un lucru neconvențional, mai aduc mănuși aici să văd, am văzut pe unul care nu l-a mai văzut atent. Măi, ce cu mănușele? Mintea ta nu se poate opri. E ca ceasul la elvețian. Rotițele se tot învârtă, se învârt, se învârt, se tot învârt. Dar de multe ori se învârt în gol. E multă agitație. Cum le vei aranja tu pe toate? Cum le gândești tu pe toate? Cum vei reuși? Și chiar dacă vrei să te concentrezi la Hristos, nu poți. Și chiar dacă vrei să te rogi după trei cuvinte rugăciune, nu găsesc cuvinte rugăciune. De rugat te rogi, dacă să-ți faci rubrica rugăciune. Am bifat-o. Rubrica biserică. Ai fost? Am fost. Ce-a fost? Slavă Domnului, am cântat, îmi place acolo la ăștia. Scur programul. Mai ales că nu-i fratele Adi. Nu te mai poți concentra la ceea ce contează. De ce? Pentru că ești exact la fel ca și Marta. E atâta agitație. Și agitația asta nu e atât de mult în exteriorul tău, cât e în sufletul tău. N-ai liniște. Apoi a treia manifestare e nervozitatea.
irascibilitatea. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și a zis, uitați-vă la ton, v-am citit, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute, e nervoasă! Stai, Marta, liniștește-te, nu te enerva. Ce te-ai enervat așa? Nervozitatea. Oamenii sunt gata de ceartă. Uitați-vă la ea. Doamne, chiar nu-ți pasă? Chiar? Acum, eu mi-o imaginez pe Marta trecând de mai multe ori ostentativ pe lângă locul în care Maria stătea la picioarele Domnului Iisus. Trecut odată. Știți că există limbajul ăsta non-verbal, îl văd și în biserică, mai ales când e vorba de părinți și copii. Eu mi-aduc aminte când tata s-a uitat la mine în biserică odată. Nu e aici, pot, zice, liniștit și acum. Deveneam Sfântul Adrian. Dacă nu era tata, nu mai eram așa mare sfânt. Există limbajul ăsta non-verbal. Parcă o văd pe Marta, e evident, o trecut pe lângă locul ăla, nu odată, de mai multe ori, o trântit oalele de nu știu câte ori. Eu mă duc și zic. Doamne, chiar nu-ți pasă? Asta ce face? Numai se roagă aici și eu... Uită-te în bucătărie ce e, dezastru! Chiar nu-ți pasă? Nervi, irascibilitate, supărare, tot timpul nervos. Dar cel mai tare o enervează, știi ce o enervează? Că ea-s prea liniștiți. Pentru că atunci când ești bolnav de tristețea asta cronică, nu poți înțelege cum alții îți liniștiți și când tu ești așa de agitat. Asta te enervează și mai tare. Păi, dar ăștia le arde de rugăciune când e atâta treabă de făcut. Păi, ăștia le arde de mers la biserică acum. Chestia asta o roade și mai tare. O vede pe Maria cum stă și ascultă cuvintele Domnului. A, uite că e cercetată și eu am aici de făcut mâncare. Dar cercetare avem noi nevoie acum. Rugăciuni, lacrimi, închinare. Avem altă treabă. Observați irascibilitatea asta. Omul care e bolnav de tristețe și de îngrijorare și de stres, el nu poate înțelege. Măi, îl vede pe pocăi că se duce duminica la biserică, zice, mă, ce-i cu ăștia, mă? Bă, ăștia n-au de lucru, n-ați auzit treaba asta. Vă spun eu că mulți dintre vecinii voștri când se uită la voi, bă, dimineața s-au dus să văd ăștia, merg seara. Aici nu-i pericol, că unii nu vin seara, ce-i drept. Da. Dar aia care veniți, bă, și seara, bă, ăștia n-au de lucru. Dar bai, mai mult că poate unii dintre voi, și vă cunosc, lucrează dimineața până seara. Zice, bă, ăsta lucrează dimineața până seara, să mai duce și la biserică. Pentru că oamenii care nu-L slujesc pe Hristos nu pot înțelege treaba asta. Nu pot înțelege cum să fii tu liniștit, cum să-L slujești pe Dumnezeu cu bucurie. Mă, dar voi nu vedeți că vine războiul. N-ai auzit treaba asta? N-ați auzit-o? Ce rost mai are? Ascultați-mă. Una din manifestările tristeții, când încerci să slujești pe Dumnezeu și nu poți, e această nervozitate, irascibilitate pe care o văd câteodată și în biserică și oamenii de foarte multe ori, noi, oamenii, eu spun de mine, nu zic de alții, sunt și eu câteodată imediat ușor supărabil. Haideți să vă spun care e vindecarea. Trecem peste următorul. Vindecarea de tristețe. Pune-te, rog frumos, primul subpunct. Vindecarea de tristețe se face prin priorități corecte. Am să spun așa, spunem ce te îngrijorează și am să spun care sunt prioritățile tale. Spunem care sunt prioritățile tale și am să spun cui te închini. Ești preocupat în primul rând de bani, înseamnă că te închini banului. Ești preocupat de un anumit lucru, înseamnă că închinarea ta se adresează acelui lucru. Vindecarea de tristețe se face prin priorități corecte. Domnul Iisus le spune ucenicilor, nu vă îngrijorați de lucrurile acestea materiale. Neamurile le caută, Tatăl vostru ceresc știe că aveți trebuință de ele. Nu zice să nu muncești, nu zice că nu ai nevoie de ele, avem nevoie de ele, trebuie să muncim pentru ele, dar căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, slăvit să fie Domnul.
aveți priorități corecte. 2. Bucură-te de ceea ce ai deja. Zic încă o dată, bucură-te de ceea ce ai deja. De cele mai multe ori ne uităm la ceea ce ne lipsește, uitând de fapt ceea ce avem. Bucurați-vă de tot ceea ce aveți. De la lucrurile materiale până la cele spirituale, bucurați-vă. Biserică Lumina, bucurați-vă că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atât de bun. Bucurați-vă pentru toate lucrările extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră. Bucură-te de cei dragi ai tăi, bucură-te de sănătatea ta, bucură-te de casa ta așa cum este ea, chiar dacă nu este cea mai mare și cea mai frumoasă, bucură-te de hainele tale, bucură-te de sănătatea ta, uită-te în jurul tău, Dumnezeu a fost atât de bun cu tine. Suntem cea mai binecuvântată generație din istorie. Dacă ne-am fi născut în vremea bunicilor noștri, vara am fi umblat desculți, iar iarna cu picioarele înverite, niște bucăți de pânză numite obdele. Avem cu mult mai mult decât au visat părinții și bunicii noștri, dar mai ales și cel mai important lucru, am ales partea cea bună, care nu ni se va lua. L-am ales pe Dumnezeu. Ne bucurăm pentru asta. Nu că am fost mai buni, ci Dumnezeu, în îndurarea Lui, și-a manifestat harul în dreptul nostru, pentru că noi, în mod natural, n-am fi putut să-L alegem, dar Dumnezeu s-a atins de mintea noastră și am putut înțelege Evanghelia. Nu că am fost mai deștepți decât vecinii noștri sau mai înțelepți decât alți oameni care n-au făcut-o. Dumnezeu a avut milă de noi și lucrul acesta ar trebui să ne facă de fiecare dată când venim aici să spunem slăvit să fie Domnul pentru asta. Bucurați-vă, Biserică Lumina! Bucurați-vă când vine vorba de închinare, că suntem aici, în biserică. Sunt atâția oameni dintre cei dragi ai noștri care în această dimineață sunt undeva în spital, nu sunt mai răi decât noi. Și aș îndrăzni să spun, unii dintre ei sunt chiar mai buni decât noi. Și continuăm să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, ca la rândul lor să fie împreună cu noi. Bucurați-vă dimineața când veniți aici. Nu fiți niște morocănoși. N-așteptați din față să vă spună cineva: mă, fraților, haideți să ne bucurăm. Spune lui Dumnezeu: Doamne, dacă cu mâinile mele pot apuca, poate nu o pot apuca, nu știu ce, dar așa cum pot, îți mulțumesc. Dacă pot să pășesc pe picioarele mele și dacă nu pot să pășesc perfect, Doamne, îți mulțumesc. Și poate nici măcar să pășesc pe picioarele mele, vor spune unii dintre cei care au venit cu căruciorul cu rotile în această zi, în locul acesta, vor spune: nici măcar pe picioarele mele nu pot să pășesc, dar îți mulțumesc, Doamne, că au fost niște oameni care azi dimineață și-au făcut timp, m-au pus în cărucior, m-au pus într-o mașină și m-au adus aici pentru un singur scop, să-L binecuvântăm și să lăudăm pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru merită închinarea noastră, nu pentru ceea ce ne dă, ci pentru ceea ce este. Dumnezeu merită închinarea noastră, nu pentru ceea ce primim de la El, ci pentru simplu fapt că El este Dumnezeu. De aceea voi spune încă o dată, din veșnicie în veșnicie, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Dumnezeu merită să fie lăudat, chiar dacă ești la pământ, ești bolnav și incapabil să faci ceva, indiferent de circumstanțele din viața ta, merită în această zi să-i spui Domnului: Doamne, mă bucur pentru tot ce am primit de la Tine. Și bunătatea lui Dumnezeu mă îndeamnă în această zi să vreau să-i spun: Doamne, vreau să stau la dispoziția Ta, pentru că vreau să Te slujesc cu bucurie. Doamne, ajută-ne la asta. Și apoi, următoarea soluție și ultima: aruncă tristețile Tale asupra lui Hristos. 1 Petru 5:7, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Aș vrea, în cele ce vor urma, acolo unde sunteți, să închideți ochii, invit trupa să vină aici în față. Vă reamintesc că în această zi v-am îndemnat la predică și v-am spus un singur lucru: slujiți-L pe Iisus cu bucurie. Da, noi oamenii suntem incapabili să o facem, dar când Hristos își pune mâna Lui vie peste noi, prin El suntem mai mult decât biruitori. Aș vrea în această dimineață, acolo unde ești, să te pocăiești. Ești pocăit, dar îl slujești pe Dumnezeu trist, fără pasiune și fără putere. În dimineața aceasta, Dumnezeu e prezent în locul acesta. El îți dă putere. Poate îl slujești pe Dumnezeu sau L-ai slujit altă dată, dar te-ai lăsat. Ești lipsit de putere, ești căzut la pământ. Cel neprihănit va cădea de 7 ori, se va ridica iarăși. Poate n-ai pășit pe drumul neprihănirii și al slujirii, n-ai pășit pe drumul credinței și ar trebui să faci botezul în apă. N-ai făcut pasul acesta, pentru că nu poți. Știi că ești creat de Dumnezeu ca să-L slujești, dar n-ai putut. În această zi, mâna lui Dumnezeu se atinge de tine și El îți dă putere.
Nu sunt cuvintele mele, nu sunt cuvinte motivaționale, nu e părtășia bisericii, nu e învățarea pe care noi vă oferim, e un singur lucru, e lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care îți schimbă viața, chiar în dimineața aceasta. El îți dă putere să te înscrii pe lista pentru botez. El îți dă putere ție care ești căzut pe drumul pocăinței să te ridici și să slujești plin de putere. El îți dă putere ție care slujești și slujești mult, dar trist. El îți dă putere în această zi. El te îmbracă cu autoritatea Lui și cu bucuria Lui. Haideți împreună să ne închinăm lui Dumnezeu. Și în următoarele clipe aș vrea să aveți amabilitatea și bucuria să vă ridicați în picioare împreună cu noi, cu echipa de închinare de aici. Și aș vrea să cântăm și să ne aducem aminte prin cântarea aceasta care este o rugăciune că destinul nostru nu e să fim înfrânți. Destinul nostru nu e să ne lăsăm frământați de îngrijorări și nu e să ne lăsăm frământați de stres. Destinul nostru e să biruim. Destinul nostru e că atunci când suntem căzuți să ne ridicăm iarăși în numele Domnului Iisus Hristos. Haideți să cântăm cântarea asta.